Bună ziua și bine v-am găsit la un nou joculeț de duminică. Bună, dragilor, pup și eu. Bianca are chef de sport și de asta. Era mai întârziată. Nu știu cine a jucat beer pong în facultate sau pe unde a apucat. Eu n-am prins asta. Dacă n-am avut prieteni care joace beer pong, deci sunt la fel de praf ca Bianca. Dacă vă gândiți că am ceva avantaj, nu dar n-am. Dar n-avem bere aici, mai avem apă. Păi da, nu așa, fiat, se pui aici frumos. Și dăm pe rând, nu știu exact jocul în regulă. Nu cred că trebuie. Te las pe tine să dai, ba da. Dar trebuie să dau așa. Trebuie să atingi odată masa și să cadă în pahar, da. Oh. Ești praf. Hei, hei, stai, nu era rândul meu. Păi hai! Hai, dă tu, termină tu bine. Hai, da pe tare. Aproape. Oi! Rândul meu, da? Hai. Nici o șansă. Prea tare, Bogdan. Mai ușor. Păi cred că am miros de toate astea. Avem doar 5, doar 5, nu 6, da? Da. Mergeți. Hai. Nu mai arunca, Andreea. Hai. Eu o să încerc să le prind pe legat. Wow-leu. Mamă. Bun. Ultima. Eu sunt. Hai, Bogdan. Dar cu, vezi că tu prea te grăbești, nu știu. De ce te grăbești așa? Hop. 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 Hai. N-a mers. Bogdan, eu zic să dăm în continuu. Când le ai, arunci și tu, aia e că nu avem cum să stăm 5 și 5. Dă-i. Nu se poate. Ești noi la jocul ăsta, nu stai mult de rău. Ai intrat pe unde ai intrat. Deci cred că o să faci. Ha? N-ai intrat, ha? Aproape, Bianca. Nu, dar nu e masa bună. Hai, Bianca. Bogdan, dai prea sus, tu nu vezi? Băi, ești bun! Ce, băi? Dă-mi bine. Ați că am gata, am prins mecheria, da, hai. Să dați replay, vă rog. Ia vezi, ce scrie acolo? Trebuie să facem provocarea aceasta. Spune cel mai tânăr partener al tău. Vârsta. 4 ani. 4 ani. Ce mă? Nu, mai mic decât mine. Bă, nu vrei. Deci nu, deci în capul meu. 4 ani mai mic decât mine. Ah, ok. Ok, păi, nu, are mai mult. Păi... Da, are mai mult sens așa, gen, care e diferența aia de vârstă? 4 ani, a zis. Eu am rămas blocat. Deci eu am văzut clipul. 4 ani. Cum ar fi? Hai, Bibi, dă-te. Uite, vezi, numai la ăla se duce. Deci ăla mai vrea să mai bag o dată. Ne lasă să-mi bag singur. Ai, nu se poate. Good! Cer și eu scuze. Ia să vedem. Care este cel mai enervant lucru pe care îl face adversarul tău? Câștigă la jocuri. Aha! Este ignorant. Niciodată. Ba da. Hai că și rândul meu, lasă-mă să dau și eu. Dă-i. Bun. Uite, pentru că ai câștigat, mai dă și tu de 3 ori. Ai avut vreodată prieten cu beneficii? Trebuie să răspund. A, eu? Ce e aia? Cum adică? Bogdan? Măi, deci a lucrat la bancă și mă lăsa înainte cum ar venea seara beneficiul meu. Ca să ai relație de prietenie. Da, mă, normal că cine n-a avut. Bine. Opa, Bogdan, fii atent, o să-mi folosesc toate bilele ca să dau și după aia rămâi tu. Da, trebuie să le repoziționezi pe mine. Da, hai mă rog, lasă așa. Le-am pus, nu sunt toate. Ba da, sunt drept, da. Cum
mă, nu. Gata, acum e perfect. Hai. Eu ți l-am pus chiar mai în față. Jador, stai că joc beer pong la servici. Joc beer pong la servici, da? Ha. Hai, bă, pong, pac, pa, avem treabă! Filmăm, 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 pa, 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 pa. Am mă, că... Nu se poate. Wow! Vai, ce greu e jocul ăsta. Păi dacă jucam beer pong și când ne îmbătam, voi mâine. Ai, că nu mai suport. Nu mai pot cu jocul ăsta. Nu, mă, nu, nu, nu. Suntem praf, propun ceva. Haideți să mai apropiem astea un pic. Hai. Mai apropiem un pic. Mai ori. Mult? Da. Hai, hai, fii corect, așa e și tu. Haideți, doamnă, dați. Ce corect ești. Bogdan? La tine și cam urâng gură, Bianca, acum scuză-mă. Hai, mă, ia vină pe partea asta. Hai, pui, mă. Hai. Păi stai, a, tot tu răspunzi. Da. Oha! Bun, adică... Totul. De ce partea corpului tău e cea mai mândră? Tu? Uh-huh. De fund. De creier. De ochi. De bicep, sigur nu. De ochi. N-ai fost așa sigur. Da. Paharul, vreau să nu mai văd acolo. Ăsta. Ai, nu se poate. Zici că l-a luat cineva cu mâna. Bun, hai că prinde schema. Când ai avut ultima dată un vis mai... Erotic. Da, erotic. Wow. Mai nebunatic. Cred că acum vreo săptămână, să spun așa. A, săptămână. Ții minte că o să... Bianca, vreau să-mi spui atât. A fost cu precipitație visul sau nu? Glumesc, bun, gata, să nu mai bei paharul. De tare, mai încet un pic. Jocul ăsta e fără sfârșit. Oh! Aha! Cu cine ai făcut ultima dată? Eu? Tu trebuie să răspunzi. Eu, da, eu era mai interesant să răspund. Da. Dar deci, tu. Care-i răspunsul? Păi tu trebuie să răspunzi, că da, eu am. Tu? Eu ți-am dat la poartă. Da, tu? Un pahar, gen. Ce răspunde? Ce aș răspunde eu? Sincer, cât de ocupat a fost zilele astea cu mine. Da. Da, e o logic cu iubitul meu. Da. Dacă îl nimerești și pe ăla, se termină jocul, da? Da. Bă, ești bă, eu nu pot să cred. Ba, în sfârșit, Bianca, deci chiar... Haide! Cui ai trimis ultima dată o poză nud cu tine? Bă, eu vreau să vă zic că am trimis o singură dată poză nud cu mine, pe Snapchat, de la care dispare rapid. Dar atât a fost toată viața, deci ultima oară a fost în... Când eram la puterea dragostei chiar. Cum e acum, Bogdan? Nu se poate așa ceva. Aoleu. Hai ca să fie colegi, Bianca. Aoleu! Fii atentă. Mai ai și tu un bar să termină jocul ca lumea. Aruncă-l pe acela. Cu cine ai avut cel mai scârbos să... Ha, e cu Bobicioiu. Tu ai zis. Când am zis? Ai zis odată la o emisiune. Se poate. Hai să trecem mai departe. Hai, deci ai și răspuns, nu? Ha. Am buscadă, am buscadă de mingi. Doamne, ajută. Ho! Gata, am câștigat. Și ce mai vrei să dau? Care este cea mai mare obsesie ta? Bogdan Mocan.
Cea mai mare obsesie a mea este... Pink beer pong. Iubitul meu. Nimic altceva. N-am alte vicii. Este... Și Bogdan, răspunde și tu la ultima întrebare. Nu-mi vezi că ești de aici, nu-i vezi? Hai. Aha. Ia să vedem, oricum ai câștigat. Ce lucruri scârboase ai mâncat când erai mic? Chiar mâncat... e bună întrebarea asta. Am mâncat... Știi, Bianca, tu știi ce e la șlot? Nu. Moldovenii mei știi sigur știi ce e la șlot. Se pare că mâncam pământ când eram bebeluș. Am o poză când eram cu gura plină de pământ și mâncam pământ. Șlotul e... se dădea de mâncare la porci. Era o chestie făcută din coș de semințe, din semințe presate cu nu știu ce. Urluială, nu știu cum se cheamă aia, în fine, șlot, de la de mâncau porcii și mirosea frumos a seminții, îmi plăcea mie și mă duceam în sace aia și băgam, un fel de tărâțe, tărâțe cu... Dar tu cu... ai cam, pare cam ciudat de cum ai zis tu, dar nu înțelegem. E sacul de tărâță, nu? Nu e tărâțe, e șlot, se cheamă, da. Era acela cu suflarea soarelui. În fine, acesta a fost joculețul de astăzi, foarte lung de altfel. Deja noi nu mai putem, cred că zici că am făcut sport. Da, dar i-am nimerit foarte multe... Mulțumim că ne-ați sunat. Suntem epuizați. Suntem epuizați. Și mergem și noi acasă. Să aveți o duminică frumoasă. Sperăm că v-ați distra cu noi. La revedere.